Bună seara, bun găsit la Nașu TV, sunt Radu Moraru, suntem în direct. Am lipsit, motivat, am fost la cea mai frumoasă sărbătoare a românilor din Montreal din ultimii 25-26 de ani și a fost unul dintre momentele emoționante. Încep să se strângă momente emoționante în cariera mea de aproape 25 de ani și din viața mea. Păi salut din nou pe românii din Montreal, din Quebec, au fost și români din Toronto, din Detroit, chiar a fost foarte frumos și emoționant. M-am întors la treabă acum, nu înainte să vă spun că, așa este, ați auzit bine, în curând va începe emisia Nașu Montreal. Nașu sper ușor, ușor să ajungă în toată lumea, să aibă mici studiouri locale, de unde să putem să întindem pălmile între românii de aici și românii de afară, astfel încât, cum spuneam, să nu mai vorbim de două românii, ci de una singură a românilor de pretutindeni. În seara asta vom aborda un subiect interesant, poate nu e chiar la zi din punct de vedere al agendei pe care o face establishmentul politic de la noi. Vom aborda un subiect însă care cu siguranță e fierbinte pentru toți românii, fiindcă am văzut reacțiile după o serie de emisiuni. Și e vorba de bănci, credite, executări silite, despre noua lege pe care președintele României trebuie să o promulge, cea prin care, odată ce ai garantat la bancă cu niște proprietăți, banca să le confiște, dar să nu rămâi dator pe viață, pentru că ăsta este riscul a milioane de români, să li se confiște garanțiile de către bănci, iar ei în continuare, până la adânci bătrâneți, cu nepoți, copii, să rămână datori, fiindcă aici sunt tot felul de mișmașuri și aranjamente între bănci și tot felul de samsari imobiliari. În seara asta, doi avocați foarte buni, tineri, dar foarte buni, Adrian Cuculis, pe care îl cunoașteți deja din emisiunile Nașu, și el are deja niște spețe în instanță de-a dreptul senzaționale care dau dreptate românilor. Iar celălalt avocat vine de la Miami, este avocat și în Statele Unite, dar și în România, Daniel Lenghea, așadar în câteva minute. Însă până să intrăm în miezul acestui subiect extrem de încins, pentru că ați văzut, BNR-ul a sărit imediat să protejeze băncile. Interesant, Banca Națională a României protejează băncile, nu românii. Am văzut și lobby-ul băncilor, bănci care, cum să spun, trebuie să recunoaștem cu toții. Eu n-am o pornire împotriva băncilor, dar trebuie să recunoaștem că băncile străine în România au fost cumpărate pe nimic, iar aceste bănci au făcut în acești ani 10 de miliarde de euro profit. Iar ce se întâmplă astăzi cu acordul tacit al băncilor nu este în regulă. Și o să discutăm despre aceste aspecte. Spuneam, e un subiect care interesează milioane de români. Până atunci, dați-mi voie să vă spun că astăzi am avut o întâlnire fantastică și am descoperit că noi românii avem niște valori mari, uriașe, avem niște sfinți despre care nu vorbim, pe care nu-i cunoaștem, n-am cunoscut până astăzi nimic despre acest sfânt care a fost pe pământ, ieroschimonahul Nil Dorobanțu. Un om care nu este atât de cunoscut în rândul românilor, dar în rândul bisericii, în rândul preoților, este un om fantastic, este un geniu. Și am aici câteva din cărțile care au fost culese în urma manuscriselor găsite mulți ani după moartea sa. El a murit în 1977, un personaj fabulos care vorbea foarte multe limbi străine, un geniu care lasă, iată, mărturie peste timp pentru toți specialiștii, adevărate teze de doctorat. Omul ăsta n-a plagiat, el pur și simplu a fost un glas al lui Dumnezeu pe pământ. Și puteți găsi aceste cărți care am înțeles că au fost retrase de pe piață. Știți că Nașul este antisistem și atunci tot ce face sistemul, noi suntem împotriva lui, ne opunem. Aceste cărți pot fi comandate la, puneți colegii telefonul, pot fi găsite dacă intrați și sunați la acest telefon, editura Babel, unde puteți găsi aceste cărți care, repet, au fost retrase.
Nu sunt un specialist, însă toți cei care sunt specialiști vor găsi de grabă în oricare dintre aceste cărți învățămintele unui geniu. Acest om a fost geniu, Neil Dorobanțu, și acest lucru se poate vedea din oricare lucrare pe care a lăsat o moștenire posterității. De aici avem ce învăța și noi, dar și preoții și toți cei care doresc să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Un mare personaj, un personaj exotic, un om care a înfruntat securitatea, vremurile, a înfruntat inclusiv sistemul bisericesc, pe care nu de puține ori l-a acuzat de desfrâu. Poate că nu e un om care a fost plăcut de către mari preoți ai bisericii, dar cu siguranță va fi un om extraordinar de plăcut atunci când va fi cunoscut de către toți românii. În curând, după ce voi citi și eu și mă voi documenta, voi dedica o ediție specială acestui sfânt pe pământ, un român care lasă patrimoniului național lucrări incredibile. Despre subiectele zilei, ce pot să vă spun? A fost Ziua Națională. Am comentat aseară în emisiunea colegului meu, Cătălin Bădițoiu. Eu nu sunt atât de dur precum Traian Băsescu să-l desfințez pe Iohannis că a anulat Ziua Națională, acea recepție care se dădea la Cotroceni de Ziua Națională. Și vă spun și de ce. Nu ca să-l apăr pe Iohannis. Dar dacă vă amintiți, și timpul iarăși îmi dă dreptate, în urmă cu 2 ani de zile, când am participat la ultima mea prezență la Cotroceni, tot de Ziua Națională, am venit aici la Nașu TV în emisiune și am spus următorul lucru, că mă simt jignit de faptul că sunt invitat la Ziua Națională la Cotroceni de către președintele României în prezența a sute de infractori. Pentru că de câte ori am fost acolo, pe măsură ce treceau anii, vedeam din ce în ce mai mulți infractori. Unii deja sunt la beci, unii vor fi. Era inadmisibil ca eu, care am un statut de om cinstit, corect față de țara mea, patriot chiar, să văd acolo trădători de țară, să văd acolo vânzători de țară, să văd acolo șmenari și tot felul de escroci prezenți la Ziua Națională, atenție, invitați de președinția României. Deci eu chiar mă bucur că această pseudo-aniversare a românilor a fost desființată anul acesta și eu sper că dacă se va reînființa, și un sfat pe care îl dau președintelui Iohannis, deși nu va ține cont de el, evident, dar îl dau. Nu mai chemați toți infractorii. Adică prezența la invitația președintelui României de Ziua Națională trebuie să fie una aleasă, nu cu toți vagabonzii acestei țări. Ce dacă unii sunt parlamentari sau unii sunt miniștri? Nu-i chem, dom'le, nu merită, n-au ce căuta acolo. Și așa am văzut la defilarea asta unde vin trupele românești, unde vin soldați, unde vin oameni care își sacrifică viața, își riscă viața pentru, uneori nici nu știu pentru ce, dar își riscă viața, merg pe front, să-i vezi pe toți golanii prezenți acolo că își duc mâna, ba la inimă, ba la frunte, salutând, vezi, Doamne, armia română. Inadmisibil, n-au ce căuta. Nu știu cum nu le e rușine să participe la Ziua Națională știind că vor fi filmați. Deci e aberant. Oameni buni, patrioți, suntem ăștia care avem ce să dovedim, care avem în spate niște ani în care am făcut ceva pentru țara asta. Prin vorbă, prin faptă. Toți bandiții sunt la Ziua Națională. Da. Toți bandiții la Ziua Națională. Plecați, mă, mai răsfirați-vă, mai stați acasă, mai îngrijiți de copii, de nepoți. Dispăreți. Iar a doua chestiune care a fost jalnică, și repet, nu atac aici serviciile secrete, nici SRI-ul, nici DICOT-ul. Dom'le, dar e ca la proști. Vezi, Doamne, DICOT-ul, SRI-ul și-au dat mâna peste țară și au prins un terorist. Da? Un prostalan. Un prostalan secui, cum să spun, exact de 1 decembrie. Adică, deși el era monitorizat din octombrie. Dom'le, nu e credibil. Adică, prindeți-l, frate, în octombrie, prindeți-l în noiembrie. Cum adică l-ați prins chiar de Ziua Națională? Ci că avea bomba acasă. Ce avea? Avea un Kürtoschkolaj de la pus pe butelie? Care era bomba? Plus că aici are dreptate Moise Guran. Genul ăsta de informații nu se fac publice. Adică ne arătăm mușchii ăștia de securiști, noi ai patriei democrate, am prins un tântălău secui
vezi, Doamne, arunca românii în aer de ziua națională. Bă, nu, și dacă e adevărat, nu-mi vine să cred. Nu e credibil. Cum adică de 1 decembrie? Și vin și spun, bă, fraților, dar în 26 de ani voi securiștii de tip nou, nu i-ați prins pe aia care au devalizat țara, nu i-ați prins pe aia care fac contrabandă de miliarde și zeci de miliarde, n-ați prins pe nimeni. Deși acolo sunt probe clare. N-ați prins politicienii care au vândut România, care au trădat România. N-ați prins, frate, pe nimeni. Bă, l-ați prins pe ungurașul ăsta, ce să spun acum de ziua națională, ca să se inflameze realitatea TV cu Rareș Bogdan. Păi, incredibil, l-am văzut pe Rareș Bogdan cum înjura pe acest unguraș, spunând că urăște numele ăsta. Ce mă dacă îl cheamă Loții? Ce, toți ăștia care îl cheamă Loții sau cum îl cheamă Feri sunt niște bandiți? István. Da, mă, István. Ce? István e un nume frumos. Da, așa, suntem patrioți, hai să dăm una cu ungurii, că place SRI-ului. Place SRI-ului și neapărat să inflamăm repede spiritul ăsta unguresc cu cel românesc, să ne luăm la trânt acum că e un tâmpit care umbla cu artificii sau cu ce dracu vrea el să arunce în aer. Dacă vrea să arunce în aer, că eu nu cred, eu când văd manipulările astea și îi văd pe ziariștii ăștia acoperiți ai lor cum se manifest așa, la ordin, îmi vine să vărs. Măi, oameni buni, nu vă luați după prostii. Și așa trăim într-o zonă inflamată, atâta mai lipsește. Acum să ne inflamăm și cu ungurii. Jenant. Adică e taman de ziua națională, așa să fie reclama maximă, serviciile noastre lucrează. Păi bă, înseamnă că serviciile franțuzești, cred că ea mor de invidie, mă. Să vină aici la specializare. Că ea n-au reușit să-i prindă pe ea înainte de masacru. Nici după, pe unii dintre ei. Mai noștri sunt campioni, măi, prind pe ăștia, înainte să comită atentatul, sunt doctori ai noștri. Și repet, au trecut săptămâni de când eu întrebă, dar la colectiv ce a fost? SRI-ul de ce n-a fost prezent acolo, la colectiv, în primele minute, să vadă dacă nu cumva a fost vreo bombă chimică? De ce SRI-ul la vreo săptămână arată poze cu teroriști supraviețuitorilor din colectiv? Ok, înseamnă că au avut ceva bănuieli sau s-au mișcat în urma lătrăturilor mele pe aici. Păi nici azi nu știm în colectiv, bă, a fost sau n-a fost atentat acolo, au fost teroriști sau nu? Sau de ce ați arătat poze cu teroriști la o săptămână după eveniment? Păi băi, SRI, pozele aia trebuiau arătate noaptea aia, atunci, a doua zi, te întâlneai cu supraviețuitorii și întrebai, oameni buni, recunoașteți vreun asasin din teroriștii pe care avem? Noi n-am prins nici teroriști din decembrie, domnule, n-am prins unul. Am și închis dosarele. Și ăștia acum, exact de ziua națională, să-și facă un pic de reclamă, să-și mărească iarăși bugetele, că nu le ajung bugetele de ștab și șefi. Că așa e, ștabii și șefii din serviciu, iau bănetul. Nu fraierii aia care muncesc pe 20 de milioane sau cât ori muncii pe în servicii. Care fac rapoarte ca proștii și se blochează sus în sertare. A, dom'le, că deja m-am spus, dacă mai puneți botul la asemenea manipulări, sunteți fraieri. Sunteți fraieri. Pare rău. V-am spus că nu vreau să vă menajez, dar chiar așa să fim luați de proști. Mamă, ce tari sunt ăștia din servicii. Repede, nu sunt stare să ne apere pe noi ăștia care ne riscăm aici sănătatea și viața și multele, făcând aceste dezvăluiri cu toți bandiții care au furat sute de miliarde de euro. Vai de capul nostru că am stat pe serviciile noastre să ne păzească. Repet, și dacă era adevărat cu ungurașul, țineai discret, nu făceai atât tam-tam. Ce să spun, venea un unguraș să facă atentat la Târgu Secuiesc. A, mă băieți, păi, mai răsfirați, mai citiți, mai modernizați-vă. Pă bune, chiar ne luați de proști. Da, monitorizat în octombrie. Prindeți-l, frate, că poate ce vrea să-l prindeți în flagrant și dacă nu vă ieșea flagrantul și arunca ăla în aer vreo 10 români. Cum era? Hai, dați cazul colectiv. Arătați-ne imagini, poze, tot ce aveți de acolo. Că e groasă. Dosarul și că e nasol. Nu mai știu ăștia cum să o dea cu o tită. Vor să dea verdictele undeva prin 31 decembrie la ora 6 seara. Hai băieți, aveți curaj. Spuneți adevărul. Nu mai ascundeți ce a fost acolo. Și repet, îi rog pe toți ziariștii ăștia care fac diversiune în presă. Bă băieți, întrebați un singur lucru, bă, dacă țineți la viața unui om pe care l-ați pierdut acolo în colectiv. Un singur lucru trebuie întrebat. De ce nu s-a aplicat protocolul sepsis în primele 3-6 ore când medicii au văzut
că oamenii aia erau otrăviți chimic, nu doar arși. De ce nu s-a aplicat? Da? După o lună de zile încă n-avem un răspuns. Nu înțeleg nimic. Deci eu nu înțeleg nici măcar rudele victimelor de ce nu iau o poziție. De ce nu vin la geam aici să spună, nașule, uite, am întrebat de protocolul sepsis, habar n-au aia de nimic. Copiii aia mulți au murit degeaba, otrăviți, fiindcă nu s-a aplicat acest protocol care este valabil în toate țările civilizate. Au murit degeaba, că nu incendiu au murit, oameni buni. Dar văd că nu mai preocupă pe nimeni ce s-a întâmplat în colectiv. O să mai bocim și peste 10 ani, aniversăm, celebrăm tot felul de evenimente, o să facem tot felul de parastase publice, meeting-uri de pomenire, comemorare, dar văd că nu vă interesează ce s-a întâmplat de fapt acolo. Vă interesează diversiuni, probabil. Treaba noastră. Bun. În seara asta, pum, pare eu că nu o să vă intereseze nici subiectul acesta, dar eu îl fac, că sunt încăpățânat. Știu că 11 milioane de români au probleme cu băncile. Și pentru ei merită să facem acest subiect, chiar dacă unii dintre ei încă nu realizează despre ce e vorba, dar o să vadă în perioada următoare ce vor păți. Deja am întâlnit cazuri de oameni executați peste noapte, doar fiindcă băncile au văzut această lege care a trecut prin Parlamentul României, deși, repet, ea încă nu este promulgat. Publicitate, vă spuneam, doi avocați tineri, dar cu un puternic caracter, alături de ei voi dezbate acest subiect, publicitate. Am revenit, suntem în direct, invitații mei, vă spuneam, doi avocați tineri, dar tobă de carte, i-am verificat în timp, domnii Adrian Cuculis, avocat, bună seara, bună seara, și domnul Daniel Lenghe, avocat venit din Miami, dar el este avocat și în România și în Statele Unite, bună seara. Bună seara, doamnă. Pe scurt discutăm despre această nouă lege care a trecut de cele două camere, se află la promulgare, lege prin care, eu fac așa un rezumat brutal, oamenii care au luat credite și au depus garanții, în urma imposibilității de plată, legea spune că banca ar trebui să se mulțumească doar cu acele garanții, fără ca să-i mai urmărească pe oameni până la sfârșitul vieții lor, al copiilor și nepoților și așa mai departe. Noi în emisiunile precedente am arătat că băncile vând aceste credite ale vieților oameni pe nimic și pe 5-10% din valoare, uneori chiar mai puțin, dar firma care execută apoi pe vieții clienți le impută sume chiar mai mari decât trebuiau să dea băncii, prin tot felul de calcule și inginerii financiare în ghilimele, astfel încât practic omul ajunge în imposibilitatea ca în toată viața lui să plătească returnarea acestui credit pe care el de bună credință l-a luat, a garantat de bună credință, iar banca a fost de acord cu aceste lucruri. Corect? Am rezumat bine? Este un rezumat perfect al legii. Ce urmează, spunem noi, să se aplice, dar după promulgare. Haideți să facem o istorie, de fapt, a creditării. În momentul în care banca a venit și a creditat o anumită persoană fizică, fiindcă trebuie spus legea se va aplica persoanelor fizice, garanților ipotecare și așa mai departe, deci este o lege dată cu dedicație pentru persoane fizice. Nu e așa că s-a mulțumit cu garanția aceea pe care omul a adus-o. Mai mult de atât, să spunem că banca ar putea să spună, păi da, dar garanția a scăzut în timp. Păi și banca în momentul în care a dat creditul, de ce s-a dus cu gradul de îndatorare până la 95%, fiindcă băncile vorbeau de, să spunem așa, o dorință acerbă a împrumutaților de a lua cât mai mulți bani. Păi bun, dar tu ca instituție bancară nu cumva trebuie să te asiguri de bonitatea împrumutatului, împrumutului. Chiar în condițiile unei fluctuări pe chiar, piața exact, imobiliară? Uniunea Europeană, ce-i drept foarte târziu implementată în România această directivă de explicare printr-un grafic fluctuant evident, să spunem așa, un test de stres al contractului de împrumut, băncile au obligația să arate împrumutatului, da? Cum arată creditul lui pe perioada de 20-30 de ani de zile. Păi acum, prin aplicarea acestei legi, tu instituție bancară vii și spui, păi stai puțin, că nu mai e suficientă garanția pe care mi-ai adus-o, dar mai grav de atât, știi ce este? Se aude pe la colțurile băncilor de data aceasta
că dacă legea va intra în vigoare, toate contractele de împrumut ce au clauza referitoare la scăderea garanției, că dacă garanția scade și împrumutatul nu vine să facă o completare a garanției, banca are dreptul să declare scadent anticipat creditul. Păi asta înseamnă o nenorocire, asta înseamnă că băncile... Milioane de români sunt lichidați de către bănci. Peste noapte, dacă legea va trece. Practic, asta ar fi cumva un răspuns, o contraofensivă a bancherilor dacă legea va trece. Bine, aici e o manipulare ordinară a unora dintre bănci, am și văzut ieșiri publice, de fapt vor să sperie românul să accepte că de fapt legea nu trebuie promulgată și o manipulare gravă, pentru că se încearcă intimidarea, impresionarea și manipularea chiar a președintelui României. Eu știți ce nu înțeleg de fapt? Bun, înțeleg că se numește BNR, că este Banca Națională a României, dar acest BNR are activitatea de supraveghere prudențială. În momentul în care împrumutații au venit și au făcut, și reții-mă că sunt zeci de mii de oameni ce au făcut adrese către BNR în așteptarea unui răspuns, nici măcar, să spunem așa, de îndrum ar da un răspuns, orice fel de răspuns ce ar putea să-i ajute în lupta cu banca. Și BNR spune că nu are niciun fel de obligație și nu poate să răspundă nici că e albă, nici că e neagră, ei au decât activitate prudențială de desfășurat. Și în momentul în care apare pe scena juridică un asemenea proiect de lege, ce mai mult e trecut, e și trecut de ambele camere, într-o dată BNR iese și spune că este o manipulare și că de fapt se încearcă ascunderea unor interese private pentru niște investitori ce la un moment dat au luat niște milioane. Culmea, deși vorbim de persoane fizice. Păi vorbim sigur de persoane aici fizice. Aici trebuie spus că domnule Muguri Sărescu, faceți o mare greșeală pentru că vă poziționați împotriva a milioane de români. Eu credeam că BNR-ul este în primul rând instituția care veghează ca românii să nu fie abuzați de către bănci. Dacă vreți, este exact ca la CNA. CNA-ul este un consiliu care ar trebui în primul rând să vegheze ca eu, ca televiziune, noi ca televiziuni, să fim protejați de abuzurile politice. Ori noi constatăm că CNA-ul, și am dovezi, iată, de ani de zile, a luptat chiar împotriva mea ca televiziune, chiar a dorit să mă elimine de pe piață. Ori acum faceți aceeași greșeală și atât vă spun. Laura Georgescu, șefa CNA, a ajuns în pușcărie. Sau ajunge, pardon, va ajunge. Va face pușcărie. N-are cum să scape. Ia minim 2 ani de executare. Dumneavoastră, domnule Muguri Sărescu, vreți același lucru? Pentru că este inadmisibil. Trebuie să stați acolo. Dați naibii, tăceți din gură, nu vă pronunțați. Că de 25 de ani s-a distrus România, s-au jefuit bănci și nu v-ați pronunțat. Da? Stați acolo cu minte, nu luptați împotriva României. Este inadmisibil. Bun, domnule Daniel Lenghea, o să vă întreb ceva. Pentru că aveți o practică foarte mare în Statele Unite. Dumnezeu, acolo cum e? Deci, cum e în cazul în care am avut și acolo drame imobiliare, am avut și acolo credite neperformante, am avut și acolo bulă imobiliară, am avut de toate, da? America a trecut peste asta. Cum e acolo astăzi? Deci sistemul este, în primul rând, în aceste momente, nu vorbim neapărat 2015, dar în ultimii 10 ani de zile, se produce o schimbare de paradigmă în ce înseamnă domeniul financiar și ce înseamnă relația dintre bancă și împrumutat sau bancă și client. De unde la începutul secolului sau mai bine zis la începuturile finanțării există foarte multe teorii, teoria lui Tausig, un austriac referitor la unde sunt banii noștri sau unde sunt banii dumneavoastră, de unde s-a pornit de la o teorie în care clientul trebuie să fie, să se pună singur în gardă referitor la riscurile pe care și le va asuma. Și de unde clientul cumva, cum să spun, banca are o așteptare din partea clientului ca acest client să fie foarte educat, foarte informat, să fie eventual un doctor în economie, ca să poată să se apere, to fend yourself, adică să te poți apăra de acești, cum să spun eu, poate șacali industrialiști. E, acum se produce o schimbare și în Statele Unite politica este și politica Federal Reserve și politica instituției financiare de acolo este că trebuie să avem o atitudine puțin paternalistă. Adică, trebuie să facem de așa natură încât să protejăm publicul. Exact cum a spus și noastră, rolul băncii naționale. Păi, Banca Națională, dacă este să o luăm așa, trebuie să aibă un rol activ de așa natură încât să nu expună populația de a se regăsi în niște situații în care să-și piardă acoperișul deasupra capului. Și în Statele Unite, că m-ați întrebat, într-adevăr, a existat în perioada 2007-2008 o bulă imobiliară în care s-au acordat credite, ca și în România, aproape cu buletinul, era o, așa, o parafrazare în domeniul financiar,
zice, dacă cineva poate să aburească o oglindă, înseamnă că se poate califica pentru a obține un credit. Adică puteai să fii și câine să iei un credit. Puteai să fii și câine, da. Sau puteai să fii la un pas de moarte sau să poți încă să mai respiri, pentru că în mod normal te vei califica. Și ce rezultat sau ce strategie au abordat Statele Unite a fost, în primul rând, pe mai multe elemente. S-au creat, în primul rând, un mecanism care a fost introdus de către Federal Reserve sau cum ar fi la noi Banca Națională a României, prin care s-au micșorat drastic anumiți indicatori care s-au în vedere la eliberarea unui credit. Pentru că s-a constatat că populația, nu poți ca în momentul în care o persoană are un salariu de, vă dau un exemplu, 1000 de roni sau 5000 de roni, să poți să-i dai un credit în baza căruia plata să fie 4000 de roni. Și atunci trebuie să existe un procent care să fie, în Statele Unite s-a adoptat formula 28-36, unde 28 este maximul pe care un credit poate să, creditul bancar ipotecar, aceasta este 28 din venitul familiei și 36 gradul de îndatorire totală acestei familii. Deci asta a fost un prim pas. Al doilea pas, s-au făcut niște programe de recalculare a creditelor existente. Adică populația, printr-un program oarecum administrat de către Banca Centrală, a avut posibilitatea să formuleze niște cereri de recalculare a acestor credite. Adică foarte simplu, domne, avem acest imobil care reprezintă, și atenție, pentru că foarte multe persoane și în România fac această eroare. Fac eroarea de a confunda contractul de împrumut, care este un contract, și contractul de ipotecă, care este garantarea acestui împrumut. Și inclusiv avem legea aici în față prin bunăvoința dumneavoastră, inclusiv în lege se face cumva un amestec între partea de credit, care este o sumă pe care eu o pot, spre exemplu, împrumuta de la un prieten. Bun, împrumut 5.000 de lei. Indiferent ce se întâmplă, teoretic, eu trebuie să returnez 5.000 de lei. Că acest credit este garantat de către o casă, în cazul unui credit imobiliar ipotecar, că este vorba de un bun care este gajat sau că sunt într-un raport de creditor chirografar, este o mică diferență. Dar în Statele Unite s-a făcut această reevaluare, o recalculare, o repunere pe o poziție de normalitate. Unde fiecare om... Deci nu au fost oameni executați siliți. Nu, sub nicio formă. Oamenii au intrat... Ca la noi. Au intrat, în primul rând, discutam cu colegul meu, avocat aici în București, și eu sunt avocat în București, dar dânsul are o practică care se specializează pe acest domeniu de ani și ani de zile. În primul rând, că în Statele Unite nu există această noțiune de pact comisorului de gradul 4, adică să semnezi un contract în baza căruia, dacă eu nu-mi întrunesc, să zicem, un element, o anumită clauză contractuală, eu sunt pur și simplu executat. Adică nu mai am posibilitatea să fiu notificat, să pot să mă evaluez situația juridică, să mă consult cu un avocat, să fiu acționat în instanță, ci pur și simplu se sar peste acești pași și se pornește direct la o executare. Scurt, până să dau o secundă, o paranteză. Caz concret. Un John american a luat o casă pe care a pus o gaj la bancă. O casă de 200.000 de dolari, da? A venit criza, bula și așa mai departe. Banca a luat casa. Au fost cazuri în Statele Unite. John a mai rămas dator la bancă? Aici trebuie făcut o mențiune. Sau banca a luat casa și zis, John, ai rămas fără casa? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În 2007-2008 a început această criză imobiliară. La începutul acestei crize și această, cum să spun eu, mișcare a băncilor de a încerca să își recupereze aceste imobile ipotecate, la început acest lucru s-a întâmplat și în Statele Unite. Adică banca l-a notificat, 3-4 luni de zile a fost accelerat, adică i s-a pus în vedere că întreaga valoare a creditului trebuie returnat imediat. Ok. După care au început să existe presiuni. Grupuri de avocați, grupuri de interese publice, inclusiv partidele politice, au spus, domne, nu este corect. Nu este corect să facem așa. Ce este corect? Haide în primul rând să-i dăm posibilitatea să vedem care este situația. Deci, de unde în primul moment, în această etapă istorică... Instinctul ăla sălbatic, îi luăm casa lui John? Îl aruncăm în stradă. Și au fost cazuri, în primul rând că au fost cazuri tragice. Oameni care au spus, domne, asta este tot ce aveam. Am copii,
ajung în stradă, sunt oameni care au fost oameni care s-au sinucis și într-un fel, cum să spun, eu nu resping acest proiect legislativ per se, în sensul că suntem împotriva lui sau îl acceptăm 100%, dar eu cred că a fost făcut puțin în pripă. Eu nu sunt foarte în temă referitor la situația politică din România, cu toate că sunt la curent cu marile evenimente, dar eu cred că ăsta este așa un fel de decret, lege care îl dădea domnul Răposatu Ceaușescu de ziua lui de naștere, în care știm că se apropie sărbătorile, știm că oamenii au fost în stradă, știm că a existat tragedia de la Colectiv, hai să facem cumva ca să îndulcim situația. Pentru că el nu este gândit cum ar fi trebuit să gândească. Adică sunt lucruri care pot fi completate, adăugate și așa mai departe. Sunt lucruri care pot fi corectate. E mai grav nu că pot fi completate, mai grav este că băncile cu aceste hibe pe care trebuie să le punem în discuție se vor folosi de ele tocmai pentru a combate proiectul de lege în momentul în care oamenii vor dori să se folosească de el. Cred că este prima dată când sunt cu un coleg avocat, când suntem absolut de acord 100% cu ce a spus colegul meu omolog din Statele Unite, în sensul că în România, în momentul de față, avem un contract de credit cu pact comisoriu, dar problema este că, indiferent dacă ar fi avut sau nu pact comisoriu, legea în România îi permite lui să devină titlul executoriu fără niciun fel de alt demers pe care banca ar fi trebuit să-l facă în mod normal, într-un stat normal. Mai mult de atât, vii și lași contractele de leasing, contractele de credit, fie că sunt ipotecare, fie neipotecare, în mâna unor instituții bancare, dar titluri executorii. Pe partea cealaltă, chiar dacă există clauze abuzive în contractul respectiv și tot am discutat despre clauzele abuzive, ele nu pot fi contestate în timp util înainte să se procedeze la o executare silită. Iar ulterior vii și spui prin majorări de dobânzi abuzive, prin comisioane ascunse, că tot băncile ies în dezavantaj, lăsând la o parte acel curs valutar care știm foarte bine că a explodat efectiv în ultimii ani de zile. Deci practic împrumutatul în România nu avea niciun drept. Avea simplu drept de a fi executat silit dacă nu îndeplinea o obligație contractuală, dar nu avea dreptul să se plângă în timp util unei instanțe de judecată. Păi, cred că cel puțin 90% dintre cei ce au intrat în executare silită nu au putut să se apere înainte să se treacă la această procedură de executare silită. Zic 90% fiindcă am avut eu spețe, cel puțin din sfera mea de activitate, prin care banca, pentru credite prescrise, i-a notificat, iar ei au fost suficient de vigilenți încât să-i acționeze în judecată instituțiile bancare și astfel s-au protejat printr-o hotărâre judecătorească înainte ca banca în mod abuziv să pună în executare un credit prescris. Prin urmare, toate legile date în această perioadă, de când avem și noi creditare efectivă în România, și creditare efectivă în România avem de undeva de prin 2003-2004. Atunci a început o creditare serioasă. De-abia de atunci am văzut sute de mii de credite date populației. Toate creditele respective, trebuie spus că mulți dintre cei care au făcut credit au făcut creditul respectiv pentru prima dată în viață. Ei au cumpărat un produs total nou, fără instrucțiuni de folosire. Corect. Hai să mergem pe principii, pentru că până la urmă nicio lege nu e perfectă. Trebuie să luăm întotdeauna sensul și filozofia unei legi și apoi, evident, aplicarea în sensul acestei legi depinde de instituțiile respective. Păi, logica este simplă. Avem o instituție bancară, care toate instituțiile care au dat credite în România au experiență de zeci de ani. Deci niște rechini, am putea spune, în domeniul financiar. Și aici avem un prostalan. Da? Mă pun și pe mine, pun și pe verișorii mei și pe prietenii mei, niște prostalani. Da? Aici eu la bancă, mă zic, așa se face capitalismul. Iei credit, apuci de treabă, dai drumul. Da? Acum, Nașul TV a scăpat de chestia asta, e fără credite, nu avem nici datorii, nici la stat, nici la bănci. Deci suntem într-o situație fericită. Dar milioane de români s-au dus ca prostalani. Bă, dă-ne credit să facem un business. Păi zice, trebuie să garantezi cu casa și cu masa. Bă, sigur că da, pun tot și haina de pe mine. După care vine banca și spune, prietene, auzi, noi ne-am păcălit, noi ne-am dat seama că în economie mai sunt și coborâșuri. Noi am crezut că economia merge numai în sus, ceea ce e o minciună. Prostalanul de mine zice, bun, și cum rezolvăm situația? Păi, prietene, uite care-i treaba. Tu acum te lichidăm, îți luăm tot ce ai, și toată viața ta o să cotizezi la o firmă privată, da? Că noi suntem cu mănuși albe, nu ne murdărim cu prostalan ca tine, da? Nu vrem să avem morți ca tine, sinuciși ca tine, să-i avem pe conștiință.
Legea asta apare într-un moment în care vede acest dezechilibru. Teoretic, toate instituțiile, BNR, președinția și altele, ar trebui să spună, dom'le, așa e. Prostalanu a fost dezavantajat. El n-a știut să negocieze, da? Că noi venim din comunism, frate. Noi n-am învățat la economie politică ce făceam eu în liceu. N-am învățat că ăștia sunt niște rechini financiari. Și atunci statul trebuie să vină să reprotejeze acești oameni pe care i-a lăsat în fundul gol și când au negociat și când au fost executați sau sunt pe cale de a fi executați. Până aici e corect, nu ce spun. Sigur. Dar mult mai mult decât atât, domnul Moraru, mă scuzați că nu vreau să vă întrerup în acest argument care este perfect valabil. Eu sunt de ceva, vreau să adaug în plus față de ce spuneți dumneavoastră. Banca, în momentul în care a ușurat condițiile de creditare, banca a anticipat și știa, sau ar fi trebuit să știe, că se va ajunge la acest moment. De ce? Pentru că în momentul în care tu acorzi credite foarte, într-un mod foarte permisibil, automat, în mod artificial, tu nu faci altceva decât să crești prețurile pe piață. Deci băncile sunt cele care, conform mecanismelor economice, în momentul în care tu dai posibilități oamenilor să aibă acces la credit, un credit foarte ieftin, le dai o mare putere de cumpărare. Oferta pe piața imobiliară rămând fixă, tu ca bancă nu faci altceva decât să crești prețul acestor proprietăți. Și de ce crești aceste prețuri? Păi, mă pot explica. În momentul în care aceste prețuri vor crește și la un moment dat, orice român are și el o proprietate cumpărată pe credit, iar această bulă se va închide. Pentru că nu era, în 2007, în 2008 am fost și am discutat cu niște prieteni și le povesteam despre experiența americană și mi-au spus, no, la noi o să fie întotdeauna o creștere, uite-te ce se întâmplă. Adică este imposibil. Ajunsese garsoniera 80.000 de euro, să ne aminte, și azi o găsești la sub jumătate. Este imposibil să acceptăm că în București un metru pătrat se vindeau la anumite momente cu 9.000 de euro pe metru pătrat. Adică orice, nu putem să acceptăm că băncile sau bancherii nu au știut că umflă piața într-un mod artificial. Bun, eu mă întorc acum la Prostalanu. Prostalanu de mine. Deci eu care n-am niciun, cum să spun, nicio influență, nu eu am crescut prețul la metru pătrat, ci băncile, BNR-ul care a reglementat prost, statul român și așa mai departe. Eu fără să am nicio vină mă trezesc acum că ajung la judecata băncii. Și banca îmi spune, prietene, ai 5 zile, da, să plătești tot creditul la bancă. Tu ai luat un credit pe 30 de ani, ai plătit vreo 5 sau vreo 7, deci mai ai de plătit, să zicem, 20 ceva de ani. Banca zice, nu, prietene, ce aveai tu de plătit în 20 ceva de ani, vii mâine în 5 zile, că am văzut hârtii de genul ăsta, în 5 zile vii și pui 100.000 de euro jos. Păi și eu zic, mamă, n-am. Păi acesta este... A, n-ai? Ești terminat. Noi vindem creditul tău de 100.000 cât mai aveai de plată. Tu ai plătit 30.000, dar mai aveai 100.000. Ăștia 100.000 vindem la niște bandiți sau niște băieți onești până la urmă, sau niște băieți ăștia profitori cu 10.000 de euro. Treaba asta... Ăla cumpără cu 10.000 de la bancă creditul, după care vine și te execută pe tine pentru nu 100.000 cât te executa banca, ci pentru 130.000 că îți calculezi tot felul de dobânzi. Și, da? efectul este încă unul pe care nu foarte multe persoane și-au dat seama de acest lucru. Trebuie să ne gândim că, din punct de vedere financiar, valoare contabilă, banca se înregistrează cu o sumă. Deci banca a acordat un credit pe care a plătit 5 unități. A plătit, să zicem, 500.000, a oferit un credit de 500.000. Ce se întâmplă în momentul în care banca nu recuperează decât 100.000 sau poate mai puțin, 50.000? Teoretic, conform finanțelor sau conform evidenței contabile, banca suferă o pierdere. Pentru 450.000. 450.000. Deci această... Dar care, aici pot să spun, să vedem dacă mi-am făcut lecțiile, că am avut un profesor într-o emisiune precedentă, banca îi pune într-o pierdere și ea nu mai plătește taxe și impozite pe suma respectivă, corect? Ea produce provizioane. Provizioane. Exact. Deci, practic, imediat statul acesta mafiot, cum îl numesc eu, de 25 de ani, a avut mare grijă de bancă, nu cumva băncuța noastră sau a altora să-și piardă fluleuți. Și mult mai mult de atât, domnul Moraru, trebuie să vă gândiți la un singur lucru, că în momentul în care
valoarea impozabilă prin aceste provizioane este scăzută, deci profitul pe care banca l-a realizat din plasamentele solide este diminuat prin această cheltuială, trebuie să ne gândim că și statul pierde. De ce? Pentru că se vor reduce impozitele pe profit al acestei bani. Da, să interveniți. Păi exact asta voiam să spun. În momentul în care te deduci contabil cu o sumă pe care practic tu o generezi ca sub formă de provizion, de fapt o sumă negativă, te scazi contabil cu ea, statul nu-ți mai percepe ție o anumită taxă, dar de fapt banii aia cine îi plătește? Tot noi, cei care plătim taxe. Deci cumva se întoarce toată treaba asta, banca scapă de orice responsabilitate și fiecare plătitor legal de taxe în România trebuie să plătească ceea ce banca până la urmă nu a mai plătit mai departe sub formă de impozit. Și mă întorc la Prostalan. Eu ca prostul, că sunt un prost ca milioane de români, în relația cu băncile, aud după aia, deci în timp ce mă execută, vin 7 executori, îmi trimis scrisori de alea, unele mari, așa, mi le afișează pe poartă, că ne-a părăsit un avocat. Nu am adus în seara asta. Poza respectivă. Nu e, e o adevărată somație, este cât, aproape cât toată, cât toată masa de aici. Emisiunea viitoare, deci vezi pe poartă, de alea, te râd vecinii, tot ce se întâmplă, tu zici, bă, n-am avut 100 de mii să dau la bancă, că nu i-am avut, dar acum trebuie să dau 130 de mii la ăștia care fac executări. Și eu ca prost aud din târcă, de fapt, ăla care mă execută acum pe mine, într-un mod abuziv, ilegal, imoral, și asta le-am dezbătut în alte emisiuni, constat că el a cumpărat creditul meu de 100 de mii cu 5 mii. Și în momentul ăla nebunesc. În momentul ăla am venit, mă duc la bancă, da? Să-i prinzi la ușă în fund la toți șmecherii băncii și să spun, bă, nu ți-e rușine, bă, nenorocitule? Păi de ce n-ai venit, bă, la mine să-mi dai cu 5.000? Bă, la 5.000 îmi vindeam un ficat, un rinic, un ceva, tăiam de un ficat cât mai mult nu să mai dau la altul. Nu mai spuneți asta, fiindcă sunt deja recuperator de creanță și am spus public lucrul ăsta, am avut și înregistrare cu un recuperator de creanță, prin care îi sugera unui împrumutat, unui debitor ce era sunat pe la 11 noaptea, deși nu înțeleg ce firmă de recuperare creanță lucrează la 11 noaptea, prin care îi spunea că, doamnă, poate că ar trebui să vă gândiți mai bine să vindeți ce aveți prin casă, asta ca să n-ajungem la dumneavoastră, de parcă venea să o împuște, așa îi spunea. Auschwitz. Și în subsidiar i-a dat și o idee că poate ar fi bine să se intereseze de o vânzare de organe, să închidă creditul. Eu nu întâmplător am dat tușa groasă, pentru că sunt absolut sigur că unii oameni în disperare de cauză, înainte de pasul ăla de suicid, care îl avem deja statistic în toate țările și europene și în Statele Unite, omul zice, bă, dau un rinic, e 5.000, nu știu cât o fi, da? Deci nu întâmplător tușa asta e pusă intenționat. Deci tu când vezi că ăla, banca îți bătea la ușă și spunea în 5 zile dai 100 de mii, dar în același timp banca negocia cu unul pe 5.000, vin revoltat și spun, stai, dar de ce nu vii la mine? Că eu ți-am plătit ratele. Ălea de ți le-am plătit până acum, am muncit pentru ele, n-am furat banii. Asta vă dați seama. Aici este, cum să spun, monstruozitatea. Păi vine domnule la omul ăla și spune, băi, nu mai poți 100 de mii, că văd că ești mor de foame, da? Ți-ai pierdut slujba, ți-a scăzut salariul. Mă, auzi, cât poți să-mi dai? Cere-mă 6.000, măi bancă, măi, cere-mă 6.000, că vrei lui ăla să-i dai cu 5.000, dă-i lui ăsta cu 6.000. Bă, la 6.000 față de 100. Eu cred că orice om, pentru că majoritatea sunt oameni de bună credință, noi nu vorbim de scrocii care au devalizat România, toți cei care și-au luat credite au fost de bună credință și luăm istoricul, bănuiesc că aveți clienți, nu? Și dacă îi luați istoricul fiecărui client ajuns în situația asta, chiar am avut mai devreme un client din 2007, tu mi-și-a plătit luna rata. Deci, aici îmi vine să explodez și pentru asta nu-l iert pe Mugurii Sărescu. Asta e cireașa de pe tort, de pe colivă, da, de fapt. Da, vă dați seama că noi în momentul de față trăim la o bucurie generală să trăiește în momentul de față, dacă legea respectivă va fi promulgată, în sensul că românii se bucură nespus fiindcă își vor da casele. Adică, noi deja nu mai discutăm de faptul că s-au bucurat că și-au luat un imobil și se bucură că scapă de el. Păi, după ce adică au trăit teroarea asta în care au fost puși în fața unui fapt cumplit, pentru că am și eu zeci de oameni care ne-au scris e-mail-uri, că au spus, vin la executori și spun, bă, nu că îți luăm casa, bă, îți luăm tot ce mai ai și după aia toată viața trebuie să mai plătești. Pentru că aici apar combinațiile imobiliare. Tu, în loc să fii ajutat de către sistemul ăsta de rahat, să ți se evalueze casa. Știi cum e? Banca ți-a luat o casă de 70.000 garanție, da? În loc ca banca să spună, bă, uite, te ajut eu să o vinzi cu 45.000
și loc ca eu să vând creditul doar cu 5.000 la un samsar, uite, eu bancă fac 45.000 și te-am și iertat pe viață. De-aia românul e bucuros acum, bă, scap naibii, ia mă casă, ia tot, dar nu mă pune ca eu și copiii și nepoții mei toată viața să plătim, pentru că dobânzile cresc atât de amețitor, încât tu la un dat nu vei returna din credit și va trebui, nu faci față să plătești dobânzile. Nu mai exista perspectivă de închiderea creditului, pur și simplu avea o perspectivă că toată viața chiar auzeam și aveam niște discuții cu unii clienți, dom'le, eu mă bucur că îmi ia decât unul pe trei, știu că oricum toată viața voi plăti, deja sunt resemnat cu ideea asta. De asta vă spun că este o situație aproape ridicolă ca cetățenii unui stat să se bucure că nu vor mai avea case doar în speranța că nu o să mai audă de instituțiile bancare, de executori, de dobânzi, de contracte bancare, plus că din toate milioanele de creditări ce au fost făcute în anii trecuți, nu știu dacă măcar 5% s-ar mai încumeta să facă un nou credit bancar. Corect. Așa și pe alu publicitate. Deci, ideea, eu am reținut câteva elemente din această lege. Încă o dată, repet, vorbeam și cu colegul înainte de emisiune. E bine să fie promulgată această lege, chiar dacă nu e într-o formă perfectă? Cu amendamente. Eu nu aș merge, aș milita pentru această promulgare. Deci ar trebui președintele să o trimite la re-examinare cu recompletări și abia apoi. Și am să vă spun și de ce. Această lege, din punctul meu de vedere, este incompletă pentru că în primul rând este o imixtiune în circuitul civil și acum și băncile, să știți că ele vor avea o atitudine foarte agresivă pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, statul trebuie să aibă o atitudine paternalistică față de client, dar nu poate să lasă nici banca într-un sistem în care vine și impune, bă, lu-ar stai, dai acum, iei, îți luăm. Deci nu cred că această lege, în forma în care a fost adoptată... Da, fondul legii, hai să o luăm așa, fondul legii în care se spune așa, dom'le, omul ți-a garantat cu 3 imobile, da? Nu mai poate să-ți plătească. Ia imobilele și declară pe om curat, cazier zero, toată viața lui să nu mai plătească. Legea... Nu e corect? Mie mi se pare că așa riscul se împarte. Și omul și-a pierdut locuința. Da? Asta ai pierdut-o, deși ai plătit poate jumătate din locuință. Iar banca își asumă riscul că poate ia un imobil înapoi care n-a fost evaluat corect. Într-un final, pentru prima dată, nu că pierde banca ceva, dar se împarte acel risc contractual între cei doi parteneri. Atenție, nu, între prostalanul mic, sărac și rupt în fund și dita mai banca care face miliarde profit. Da, dar ideea este în felul următor. Haideți ca să ne gândim un pic. Noi acum, în mod cert, asistăm la un meci de box în care avem un Cassius Clay și avem un jucător de box prostalan ca mine, zicea, da. Care nu a fost la sală, nu a exersat, nu a tras de fiare, nu a luat suplimente medicale ca să aibă mușchi mai mari. Dar nu putem la un anumit moment să-i spunem, îți dăm 10 puncte în avans sau îți dăm 5 puncte. De asta spun că legea nu este bună sub nicio formă. Am înțeles ideea că... Eu vorbesc de fond acum, nu de lege. Este bine cumva să protejăm pe acest prostalan, cum l-ați definit dumneavoastră. Eu n-aș spune așa, aș spune ba da, pe ba da. Omul... Pe suntem omul proști, care... suntem proștii proștilor, nu, pentru nu. Că știți care e treaba? Vă dau eu exemplul meu personal. Până să aflu cum funcționează băncile în anii ăștia de nașul măcar, păi dumne, eu înainte mă duceam la bancă, la orice bancă, și așa m-am și dus, așa cum mă duc la avocat. Am zis, băi, ăștia trebuie să fie avocații mei. Da? Adică, știi, când te duci la avocat, avocatul te întreabă, zi tot. Și vede el după aia cum te scapă, da? La bancă eu credeam că mergi la fel. Și se constată astăzi din sute de cazuri că banca devine la un dat nu dușmanul tău, ci killerul tău. Da, adică, stați un pic, nu, o secundă, eu m-am dus de bună credință, eu prostalanul României, da? Și suntem milioane de prostalani, ne-am dus cu bună credință, am semnat ce ne-a zis banca, da? Ne-a dat așa un teanc, am semnat ca proștii, am semnat cecuri în alb, un mare abuz, dar le-am semnat, am zis, bă, așa o fi peste tot, da? Am semnat, mi-au zâmbit frumos fetele de la caserie, da? Mi-au zis că rata e de 320 de franci elvețieni. Mi-au zis. Bă, da, ei știau că economia, uite, așa e. Ne întoarcem la fondul problemei. Da. Fondul legii este unul excepțional. Mie nu mi-este teamă de altceva decât, așa cum am început emisiunea, ca băncile, atâta vreme cât nu se reglementează ce se întâmplă cu executații. Eu vă spun bucata mea. Eu mă ocup de executările silite pornite de către bănci. Adică eu îi ajut pe cei ce sunt executați silit. Iar nu, eu nu văd o aplicare
efectivă, în lupta pe care o aveți. Exact, a legii, fiindcă am un articol 11 ce îmi spune despre contracte în desfășurare și desfășurarea unui contract e reglementată de Codul Civil și în niciun caz nu se confundă cu executarea silită a unui contract. Deci, practic, contractul nu că și încetează efectele, dar nu se mai află în desfășurare în momentul în care banca îl declară scadent anticipat. Și nu-mi este foarte clar, ba chiar deloc, ce se întâmplă cu un executat silit, așa cum îl definește legea, persoană fizică ce a încheiat o convenție cu banca, cu un recuperator, ce a fost cedat mai departe către un recuperator, dacă a fost deja executat silit imobiliar și în continuare este executat silit prin poprire, prin executarea gajului, pentru cu depozitare. Pentru contractul nu mai există. Acolo e problema mea. Dacă nu cumva... Bandiții ăștia de politicieni au făcut o lege așa să-și umfle mușchii, exact, să dea bine la popor, să zică poporul, uite bă, săracii parlamentari au vrut, dar de fapt au băgat trei șopârle acolo, astfel încât, până la urmă, să nu iasă bine pentru români. Domnul Moraru, această lege intervine în baza directivei numărul 17 Uniunii Europene, care reglementează creditul imobiliar. Dar e făcut în românește. Care este făcut în românește. Versiunea aceasta, numărul 17, are vreo 60 de pagini. Noi aici avem, noastră, cu permisiunea noastră, am tipărit-o, este undeva la 4-5 pagini cu caractere probabil de 14, ca să putem să o vedem în emisiune. Sunt foarte multe elemente care nu sunt în regulă aici. În primul rând, interesul societății nu este să desproprietărim și să naționalizăm populația. Corect. Adică să le luăm aceste proprietăți și să-i băgăm într-o situație disperată. Pentru că acesta este un praf în ochi. Acum să fim sinceri, eu dacă sunt în situația să-i spun, domne, ia casa și iartă-mă de credit, eu vă spun, nu sunt în această situație, dar cred că mulți oameni nu vor beneficia și nu se vor folosi de această lege. Bun, dar am altă propunere. Și eu aș fi de acord. Iar de procedura, încă o secundă, iar procedura este suficient de stufoasă, sunt foarte multe articole care sunt ambigue și vagi. Pentru mine, ca profesionist, m-am consultat și cu colegul meu, am lucrat de ambele părți ale acestui sistem. Am lucrat și în domeniul bancar în Statele Unite, sunt și avocat de instanță în Statele Unite, am reprezentat clienți pe, inclusiv pe această progresie care a fost în Statele Unite, de la o situație foarte grea pentru împrumutat, la o situație oarecum mai bună. Acest proiect de lege pentru domnii deputați, eu cred că puteau să facă un efort, să se informeze în Uniunea Europeană, cum stă situația, în Statele Unite, cum stă situația. Japonia, în anul, mi se pare că prin anul 2000-2001, s-au confruntat și Japonia cu o criză imobiliară. Stai că m-am prins, acum îmi dau seama. Deci, practic, noi aveam obligația ca Parlament să facem și noi, să luăm directiva europeană, care s-a dat tocmai ca să protejeze interesele cetățenilor, și să facem și noi o formulă românească. Da, dar n-aș intra în discuția cu directiva și vă spun și de ce. Și domnul avocat poate să mă completeze. Ea ar trebui să fie aplicabilă din martie 2016. Este o directivă a creditului de consum, creditului imobiliar, cu siguranță. Dar directiva respectivă nu ne poate ajuta în forma în care ne ajută legea asta, fiindcă ea nu retroactivează, se referă doar la contractele încheiate după transpunerea în legislația românească a acelei directive. Legea despre adică care de genul discutăm să noi, nu se mai repete asemenea cazuri. Exact. Și am să vă spun un element și mai interesant. ANPC-ul, puteți, bineînțeles, din studio să căutați. Agenția Națională de Protecție a Consumatorului. Exact. A asigurat, sau am văzut un articol prin care au asigurat pe bancheri că această lege, ei vor milita pentru aplicarea efectelor ei din martie 2016. S-ar putea să am informația greșită. Dar... Bun, dar aici vin și pun o altă întrebare. Colegii, e prea important subiectul să luăm publicitate. O să dăm bonus clienților noștri. Păi atunci vin și întreb, dom'le, și Agenția Națională a Protecției Consumatorilor, că nu se cheamă Agenția Națională de Protecție a Băncilor? Era o glumă la un moment dat în grupurile de împrumutație, e până la urmă protecția consumatorului sau protecția băncilor, fiindcă exista apanajul necesar legal printr-o hotărâre de guvern ca ANPC să blocheze absolut toată activitatea asta de creditare, să spunem, deficitară, cât și sancționarea contractelor în curs de desfășurare și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Au știți foarte bine ce s-a întâmplat în toată perioada aici, asta. Aici avem totuși noroc, pentru că indiferent de cum e numită această retroactivitate, nu, nicio lege nu este retroactivă, însă pe de altă parte
ce ați reușit aici în România prin sentințele definitive din instanțe, constatăm că orice executare silită, pornită pe baza unui contract abuziv, cu clauze abuzive, da, devine nulă. Exact. Deci, practic, chiar dacă nu este o lege retroactivă, ea poate să se manifeste pe anumite componente prin retroactivitate. Da, dar asta înseamnă munca și efortul fiecărui individ în parte, împreună cu consilierul juridic, avocatul sau indiferent cu cine conlucrează și cu tot, să spunem așa, sprijinul instanței de judecată. Lucrurile acestea, chiar dacă am câștigat noi o singură hotărâre, ea nu se aplică peste tot, fiindcă discutăm de executări silite anulate pentru indivizi, practic pe spețe individuale, nu spețe generale, nu există așa ceva. Da. Dar un aspect pe care voiam să vi-l pun în discuție, știți că discutam la emisiunea trecută, dacă nu mă înșel, despre faptul că vecinii noastre, respectiv judecătoria sectorului 3, urma să se pronunțe cu privire la o excepție pe care noi am ridicat-o într-un dosar de executare silită, de contestație la executare silită. Știți că în momentul de față, încuvințările de executare silită în România se dau de către cei ce ne execută silit, respectiv de către executorii judecătorești, fără ca instanța de judecată să verifice cesiunea contractelor de la bănci către recuperatori, elementele, dacă sunt întrunite din contractul respectiv, de a fi titlul executoriu. E, judecătoria sectorului 3, în premieră pot să spun, da, că, fiindcă decât o singură judecătorie în toate dosarele pe care le-am avut și unde au fost invocate aceste excepții, ne-a dat dreptate și a sesizat Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea prevederilor din Codul de Procedură Civilă cu privire la încuvințarea executărilor silite date de către executorii judecătorești. Adică ei centrează, ei dau cu capul. Exact. Asta este aberant. Și sectorul 3 a sesizat Curtea Constituțională chiar săptămâna trecută. Bun, domnilor, totuși înainte de publicitate, vă întreb, oare n-ar fi mai bună o lege simplă? Și spune așa, fiecare bancă trebuie să prezinte la Parlament raportul de vânzare al creditelor neperformant. Adică cu cât la sută din creditele pe care le-au avut, le-au vândut către terți. Da? Și o să constatăm că media, am făcut o simulare pe câteva bănci, media este undeva la 15%. Deci băncile și-au vândut creditele neperformante, cum le numesc ei, în medie cu 15%. Dar știți care este problema? Problema este că această 15% nu reflectă piața. Pentru că eu vă spun și eu dacă aș putea să cumpăr o proprietate cu 15% din valoarea inițială a creditului, mâine aș cumpăra-o. Problema este că sunt acești prieteni a bancherilor, pentru că acest sistem de scoatere la licitație și scoatere în executare nu este un sistem public sau nu este un sistem centralizat. Ok, nicio problemă. Să acceptăm de principiu, cu toate că nu suntem de acord și discuția este că nu suntem de acord de a pune pe acest prostălan într-o situație să fie efectiv jefuit intelectual de către o bancă. Și atunci trebuie să ne gândim, bun, în cazul în care să zicem că ajungem să executăm, vom schimba legea, o vom ameliora. Bun, hai să facem un sistem local, național, transparent, online, unde eu, dacă sunt un cumpărător de bună credință și să zicem că se ajunge într-o situație cu un credit mai bun, mai simplu și trebuie să fie vândută o proprietate cuiva, să pot să am și eu acces și persoana din stânga mea și persoana din dreapta mea. Dar atâta timp cât eu restricționez această cerere și ofertă și piața nu este lăsată ca să acționeze într-un mod liber, de aceea le vând la 15%. Bar eu vă asigur că proprietățile care au fost scoase la executare, cumpărătorul final nu a plătit 15%. Cumpărătorul final, putem să urmărim succesiunea, modul de desfășurare a vânzării și vom afla că s-a plătit probabil undeva la 50-60%. Bun, care este valoarea reală. Deci eu am văzut cazuri, zeci de cazuri în care oamenilor li s-a spus că oamenii după aia s-au interesat. Cu greu au aflat de la executorul respectiv, dom'le, cu cât mi-ai vândut, dom'le, fabrica, casa. Vreau să vă spun că toate prețurile au fost derizorii. Deci fabrici de sute de mii vândute pe nimica. Eu am pus 15%, mult, domnilor avocați, mult. Adică am zis, hai să nu fac o greșeală, să nu jignesc băncile. Suntem... și întreb următorul lucru. Bine, domnule, deci eu sunt BNR și spun așa, banca X, da? Cu cât ai vândut activele astea, creditele neperformante și îți fac media. Tu mi-o faci, că dacă nu o faci corect, te controlez eu. Și ăștia spun 15%. Bun. De azi înainte, știi care e legea mea?
primul lucru, te oblig tu ca bancă. Nu poți să-l facă să BNR. Legea, oricine, și spun așa, așa e normal. Dom'le, 15%, uite, îi spui, obligi banca, trebuie să existe o metodă de a obliga banca. Primul lucru pe care îl faci când vinzi cu 15%, că acum nu te mai lasă crești la 18%, te duci întâi la un drept prostalan. De pensiune. Un drept de pensiune. Și banca vine și spune, Gheorghiță, nu poți dai 100 de mii, fii atent, eu oricum vreau să vând la șmecherii mei cu 15.000 creditul tău. Acest dai 15.000 un leu? Dau. Acest lucru s-a întâmplat în Statele Unite. Leu? S-a întâmplat în America, da? Acest lucru s-a întâmplat în Statele Unite, unde banca, înainte să poată să fie forțată să scoată spre executare și spre vânzare, li s-a dat o situație și a spus, domne, voi înainte să luați casa prostălanului, că acum îmi cer scuze, eu nu... Nu, e licența mea, eu sunt prostălanul, ca să înțeles. Nu se supere nimeni, da. Da, deci în momentul în care vrei să scoți acest bun la licitație, fă-mi, domne, o ofertă. Fă-mi un drept de preemțiune, lasă-mi 60 de zile, hai să negociem. Dacă până acum am fost în situația unor clauze abuzive și sunt foarte multe, mai este o decizie la Craiova pe clauze abuzive în credite bancare, mi se pare că este singura pe clauze abuzive din țară în acest moment. Dacă tot suntem asta, dă-mi, domne, și mie un drept, poate exact cum ați spus domnul Moraru. Poate că există o posibilitate, nu știu, mă împrumut de la vărul, vinde cineva, vinde vaca, nu, vinde asta. E și logic 50%. Pentru orice baba țața din Constanța. Dom'le, în momentul în care tu n-ai mai putut plăti ratele, clar că ai avut o problemă financiară, da? În momentul în care în 5 zile banca spune, dă-mi 100 de mii, tu îi spui, păi bre, n-am să-ți plătesc rata lunară, tu vrei 100 de mii. Dar dacă banca vine și spune, bine, babă țață, uite care e treaba, hai că îți dau cu 15 mii. Și atunci baba zice, bă, vând găinile, vând, mă împrumut, mai renunț la coșciug, că știi că sunt unii pensionari care au coșciugul deja. Vând coșciugul, da, că poate mă ține Dumnezeu, mai trăiesc 5 ani, faci banii, ți-ai plătit și ești cu... Dar eu aș impune, eu aș impune în primul rând ca înainte să se treacă la această procedură de executare, să se impună Banca Națională, domnii distinși noștri colegi sau, mă rog, colegi, reprezentanții noștri, n-am vrut să spun colegi, reprezentanții noștri în Parlamentul României, să facă un element, o condiție obligatorie înainte executării, să se obțină o reevaluare. Domne, nicio problemă, piața a scăzut, s-a întâmplat, că e din vina băncii, că e din vina cui a fi această vină. Hai să facem o reevaluare a acestui credit, să vedem proprietatea aceasta care a fost acest bun ipotecat. Cât mai face astăzi? L-ai luat cu 1 milion. Bun, face 250.000 astăzi? Bun. Ok, 250.000. Întrebat creditorul, debitorul. Dom'le, sunteți de acord cu această valoare pusă de către acest evaluator independent? Suntem de acord. Debitorule sau împrumutatule, ești de acord ca eu să-ți recalculez acest credit la 250, să mă uit la situația ta, să-ți ofer o situație cu o dobândă preferențială, poate ești într-o situație dificilă. Hai să-ți ofer un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile la o dobândă mai mică, pe poate 2%. Păi interesează din sistemul bancar treaba asta? Păi interesează, haideți să vă spun de ce. Nu, atenție, chiar dacă nu interesează, noi venim retroactiv, ca să zic așa, și spunem. Nu interesează. Deci eu, de exemplu, nu e vorba de interesat. Serviciile noastre secrete românești, care au prins teroristul cu bomba în chiurtă școala cea acasă, deci ai noi sunt tari, că nu l-au prins când punea bomba. Deci să prins teroristul cu bomba în casă, mi se pare o performanță neegalată de niciun serviciu secret de pe lumea asta. Domnule, înseamnă că aceste servicii vor putea obține informații pe care mi le vor da mie, că altcineva nu o să le dea, pentru că toate televiziunile iau biștari mulți de la bănci. Mulți bani. Nu o să vedeți televiziuni să facă subiecte de-astea. Că iau bani mulți. Asta e o altă problemă de minciună a populației, că ai mințit populația cu reclame mincinoase. Există, sigur. Din date de televiziuni mincinoase. Și mă întorc și spune, vine SRI-ul mâine, spune, nașule, te rog eu, fă un gest patriotic. Uite, SRI-ul, nu-mi spune de... Nu o să anunț treaba asta, o să spun cu o păsărică. Și îmi dă listele cu ce am spus. Și iau așa, BCR Erste, BR de Societe General, Raiffeisen, Transilvania, bla bla bla, toate băncile, și o să spun, ăștia o văd cu 4% creditele performante, ăștia cu 5, ăștia cu 7. Și atunci am să spun, toți clienții acestor bănci, mergeți la bănci până să vă execute și spuneți, dragă bancă, dragă Xulescu bancă, am auzit că ai vândut cu 4% credite neperformante, uite, eu îți ofer 5%. Și atunci să vezi cum crește audiența nașu de rupe toată România și băncile nu vor putea refuza chiar pe clientul lor
cât timp i-au făcut cu Samsari și cu tot felul de alte întreprinderi, vânzări de 4%, ba, corect? Ba, pot dacă n-ar intra în vigoare un asemenea amendament cu privire la dreptul de preemțiune al fostul împrumutat actualului debitor de a-și răscumpăra acel credit în condiții, să completăm, în condiții egale. Uite, cu vă rog ceva, faceți o hârtie împreună, eu mă angajez să-i dau personal președintelui României înainte să promulge legea. Să spun, domnul președinte, trebuie aceste amendamente. Ca domnul președinte să o trimită înapoi la Parlament, ăștia să pună amendamentele care sunt vitale. Hai să facem un serviciu pentru cei 11 milioane de români care au credite luate la bănci. Dar este mult mai mult decât atât. Noi trebuie să ne gândim la următorul aspect. O lege trebuie să apere pe toată lumea. Eu nu sunt, corect. Eu nu sunt, cum să spun, nu vreau ca să stați fiu... Stați domnul avocat, m-a supărat acum, adică nu vreau să fiu... eu n-am fost cinstit, deci nu. Banca făcea afaceri cu 4%, vindea creditul și eu am fost foarte cinstit. Am zis, dom'le, lasă-mă pe mine prostalan. Da. Să-ți dau 1% în plus față de șmecherii cu care faci tu business și uite, îți ofer o ofertă mai bună decât aia, 5%. Da, eu da. Cred că am fost super ok. Nu, este foarte corect ceea ce spuneți dumneavoastră, dar o lege trebuie să apere pe toată lumea și să păstreze un echilibru în circuitul civil și în circuitul comercial. Deci, legea aceasta, așa, într-un limbaj foarte simplu, mă scuzați că sunt emisiune, dom'le, e proastă. Simplu. Și este proastă și pentru acești 11 milioane de oameni care au aceste credite, e proastă și pentru bancă, este proastă și pentru stat. Deci, trebuie găsită o variantă, trebuie găsită o formulă, eu aș lua-o și vreți aș să zice, faceți acest haideți lucru, să o retragem un pic, că n-am văzut alte haideți gesturi să o retragem un pic. Hai să facem niște amendamente, o să intre în istorie amendamentele pentru că vă mai spun Lenghia cu culis. Eu vă mai spun un lucru, domnul Moraru, trebuie să ne gândim la următorul aspect. Dumneavoastră ați menționat inclusiv niște nume de bănci străine. România este semnatară a unei convenții de la Washington referitor la schimbarea, mă rog, investment arbitration. Deci se pune problema de schimbarea mediului investițional. Dacă eu sunt bancă din Elveția, din Franța, din Germania, din orice alt stat și vin în România și îmi deschid o activitate comercială de bancă și statul român mă asigură că voi avea o anumită legislație referitor la acordarea de credite, iar mâine vine și practic îmi naționalizează un contract privat, vom avea și vom asista. Și vă spun că vor exista aceste procese și probabil că juriștii din bănci acum ascultă acest lucru, nu sper să nu le fi dat vreo idee, dar să știți că vor exista procese, pentru că această lege creează o situație conflictuală. Legea, Parlamentul trebuie să aibă în vedere toți acești participanți în societatea civilă, de așa natură încât să nu creeze conflicte între bănci, între cetățeni, între cetățenii între ei. Deci, corect, nu, aici sunt perfect de acord că noi nu trebuie să facem discriminări. Dar nu, pe de altă parte, discriminare. Parlamentul României trebuie să aibă să facă un model legislativ, să în primul rând, eu nu am auzit de aceste consultări. Poate că au existat. Eu nu știu, dar în mod normal ar trebui să cheme din societatea civilă, din aceste organizații care sunt non-profit, care reprezintă interesele persoanelor care se află în situația acestor credite neperformante, reprezentanți din partea băncilor, reprezentanți de la ANAF, care să vină să-și spună și ei, domne, statul pierde. Când pierde statul, noi am dat un vot de încredere guvernanților ca să fie cineva la ANAF să ne apere buzunarul nostru. Este banul și al meu și al nostru. Bun. Dar sunteți de acord că așa nu se poate continua sub nicio formă. Corect. Deci așa... Sunt perfect de acord. Asta spun și eu. Adică eu am oferit continua. Din contră o soluție de ieșire elegantă din această hărțuire națională, această naționalizare națională, ca să spun așa, în care un om care nu-și permite nici măcar să mai... cum să spun, nu mai are bani nici de rată, deși el a fost corect ani de zile și a plătit ratele, n-are de unde să-și permită bani de avocat, n-are de unde să știe, să aibă atât de multe informații, că n-a făcut facultatea de drept și nu cunoaște legile României. El a fost dus, manipulat așa de către reclame mincinoase date la televiziune și el s-a dus ca zombie, dormind la bancă. Inclusiv mie mi s-a întâmplat, repet, m-am dus la bancă așa cum te duci la un avocat, când la avocat îi spui toate problemele, da? Însă eu am avantajul de a fi vocal, de a fi aici, de a putea cere consultanță, de a fi activ. Un om obișnuit nu are aceste arme pentru a se apăra. Și în momentul în care e acest dezechilibru, eu cred că trebuie să propunem noi ca societate civilă, ca avocați, ca apărători acestor oameni, trebuie să propunem o soluție simplă. Cum am spus, din moment ce tu astăzi
vinzi la preț de nimic creditul acelui om, după care acel om va trebui să plătească mult mai mulți bani către acești indivizi care îl execută, mai mulți chiar decât trebuia să plătești la bancă, toată viața și vor fi urmăriți și copiii și nepoții, atunci eu cred că soluția simplă este așa, ok, hai să luăm istoricul tău ca bancă, cu cât ai vândut credite, cum spuneam, 17%, ok, fă-i oferta omului, prima, are dreptul, măcar înainte de a fi împușcat, lichidat, spânzurat, sinucis, ce vreți, omul are măcar această oportunitate. Dă-i cu 17% și vezi asta, în condițiile astea... Asta ar rezolva marea majoritate a creditelor neperformante, dar iată că sunt foarte multe executări silite în momentul de față ce sunt conduse de către bănci. Acolo acest amendament prin care s-ar impune un drept de preemțiune, cumva un drept de preemțiune dat de către lege, nu de către legea părților, adică de către contract, ar rămâne descoperiți cei ce sunt practic executați de către bănci. Nu, că aici venim cu practica dumneavoastră și altor colegi adevărați avocați, nu de ăștia care își vând clienții, în care spunem, da, atenție, executarea silită pornită de bancă a plecat pe baze nesănătoase. Sigur. Atunci când tu judeci plecând de la ceva oneros, ceva abuziv, în momentul ăla reluăm de la zero, modificăm abuzurile, le îndreptăm și din momentul ăla ajungem în momentul zero în care trebuie să-ți fac ție client, ție prostalan, adică mie, o ofertă. Situația... Am dreptate? Corect? Așa este. Așa ar fi trebuit să fie de mult timp, nu de acum. Faptul că avem o lege ce a ajuns să impună niște măsuri, pentru că situația este atât de disperată încât nu se mai putea într-un alt mod, nu denotă altceva decât faptul că băncile, în ciuda aparențelor și în ciuda ceea ce au spus în tot acest timp, că ele au negociat și au încercat să găsească soluții de restructurare, refinanțare, regândire pe românește a creditelor, este de fapt o minciună notorie și nu au încercat acest lucru. Nu, acum, eu eram fan al acestei legi, dar fără să pricep toate nuanțele și de-aia am vrut să fiți prezenți în emisiune, pentru că îmi dau seama mai degrabă acum că e un teatru. Băncile latră, urlă și spun, Doamne, ce energetică luasă, care lege, dacă ar fi promulgată exact așa cum este, eu zic că băncile tot în câștig vor ieși. Haideți să ne pentru uităm că exact ce spuneați amândoi, până la urmă se va ajunge la o mare naționalizare. Deci haideți să ne uităm puțin ce spune în lege. Articolul 5, referitor că vorbeam despre prostalan, spune așa, în vederea aplicării... Prostalanul fiind eu, ca să exact. Se înțeleagă. În vederea aplicării prezentei legi, debitorul transmite creditorului, atenție, prin intermediul unui executor judecătoresc, deci vorbim de alți, un tarif, al unui avocat. Eu nu vreau acum să spun că vreau să... Să mă gândesc la ideea că poate și avocații au fost vizați. Sau al unui notar public o notificare pe care îi informează că a decis să-i transmită drept de proprietate. Adică, iarăși punem cetățeanul, de ce nu poate, domnule, să ducă și el la poștă, să trimită o scrisoare recomandată, de ce are nevoie, cumva, luptă împotriva drepturilor mele ca avocat în Barou București. Dar de ce nu există o modalitate... De ce trebuie să trimite până la avocat sau până notar? Eu a zice în felul următor, s-a gândit inițiatorul legii la această notificare prin executor, notar sau avocat, fiindcă toate cele trei categorii profesionale ar trebui să, nu că ar trebui, țin registre separate pentru notificări. Cum executorul judecătoresc poate să notifice și toate punerile în întârziere, toate notificările se fac prin executor. Notarul are dreptul să consemneze anumite fapte și aspecte și în același timp are dreptul să notifice, are dreptul în același timp să dea dată certă sau să autentifice acte. Eu vă înțeleg așa că dumneavoastră sunteți avocat în România de foarte mulți ani, cum și eu sunt avocat în România. Dar eu vă întreb un lucru. Dumneavoastră v-ați pus întrebarea, de ce? De ce este atât de mult formalism? De ce trebuie să mă duc să apelez? Eu sunt un om simplu. Eu mă pun acum în poziția unui om simplu. De ce trebuie să mă duc eu să accesez un notar? De ce să accesez un avocat? De ce nu pot să... Situația este în felul următor. Am fost confruntat în România și vin foarte des, dar și am și aici un birou de avocatură. Ideea este foarte simplă. Mereu ne aflăm în situația în care copie la copie, notarizare la notarizare, supervizare la supervizare. Corect. Pe noi nu ne interesează, să facem un sistem în care să spunem, facem asta pentru că notarul are dreptul, el are funcția, poate să facă aia, poate să facă aia. Dar de ce am nevoie să am notarul să facă treaba asta? Adică aici eu cred că, plus, ați spus mai devreme, ați câștigat o decizie sau instanța de la judecătoria sectorului 3, mi se pare că ați spus, a sesizat
Curtea Constituțională referitor la inaplicabilitatea unei anumite prevederi că este neconstituțională. Bun, și eu vă întreb, în primul rând, ne aflăm în situația în care dacă avem o decizie de succes, se duce acest prostălan la o instanță și ia o decizie favorabilă, această decizie favorabilă nu se aplică nicăieri. Eu nici măcar nu pot să o folosesc. Aberant. Este aberant. Adică dacă am un complet de judecată care îi pronunță o hotărâre datorită faptului că în legea română hotărârile rămase definitive și pronunțate nu reprezintă izvor de drept. Da, da, îmi cer scuze. Și reinventăm roata în permanență. Pe situația ce am povestit eu mai devreme și ați adus-o în discuție din nou, dacă se va admite sesizarea, se va modifica codul de procedură civilă. Da, da. Deci acolo eu este nu, nu mai avem timp, eu credeam că o să ne plictisim pe o chestie prea tehnică. Nu, dar iată că n-a fost tehnică, din contră, nu discuții, de contră discutăm despre oameni și e despre... de lucru, deci trebuie spus așa, oameni buni, concluziile mele, poate și ale dumneavoastră, legea trebuie trimisă înapoi spre adăugire, completare, rectificare, tăierea unor pasaje care nu sunt în regulă. Eu cred că cei doi avocați pot oferi câteva soluții. Cred că și ideea mea ar trebui luată în considerare să fie completată legea care să oblige băncile la dreptul de preemțiune al împricinatului, al prostalanului care sunt, să vină banca și la mine cu o ofertă atât de seducătoare, exact pe media pe care s-a dus până acum, că avem deja practic, avem ani de zile în care băncile și-au vândut cu această medie creditele neperformante. Și în momentul ăla să mă pot bucura și eu de asemenea, avantaje, fiindcă acolo s-ar putea să avem un elan național, oamenii vor face orice efort să-și plătească, pentru că aici trebuie spus ceva, dumne, când una e să omul i-a scăzut salariul la jumătate, puterea de cumpărare, e clar că el nu mai poate plăti rata aia întreagă, dar măcar un sfert din ea ar putea plăti, corect? Dar când ăsta vine și spune, tată, ori îmi dai 100.000 în 5 zile, ori deloc, omul se inhibă. Așa dacă îi dai posibilitatea unui preț negociat, agreat, așa cum i-ai dat unui samsar, omul zice, bă, mai iau o slujbă și văd perspectiva, am speranța, am luminița de la capătul tunelului că o să pot plăti, corect? Sigur. Și 20 de ani l-ai ținut prizonier, tu bancă până îți plătește omul ăla. Dar omul ăla plătește și știe că nu mai sunt datori copiii, nepoții și așa mai departe. Da, eu aș face precizarea că, într-adevăr, necesită amendamente și sunt sigur că toată lumea este de acord cu treaba asta. Dar dacă ea va intra în vigoare, băncile vor veni imediat la negocieri. Singura mea temere pe această lipsă, să spunem așa, de cunoașterea aplicabilității efective a proiectului de lege, nu cumva băncile să profite de acea hibă, de acea lipsă de explicare corectă și concretă unde și cum și când se va aplica legea, în așa fel încât să le facă mai mult rău celor ce vor să, nu să profite, că e un termen cumva prea mare, să spunem, că ar vrea să, nimeni nu vrea să profite. Lucrurile trebuie să se întoarcă la o anumită egalitate. Aplicabilitatea asta, eu aici cred că trebuie să aplicăm retroactiv. Pe sigur. Și ca să spune, tată, T0 e ăsta. Deci de azi înainte să nu veniți peste 2 ani, că vă faceți un credit peste 2 ani, după care sunteți șmecheri și nu mai vreți să dați creditul înapoi în totalitate, vreți o negociere cu banca. Eu aș explica cel mai clar dacă se aplică executorilor silite sau nu, fiindcă acolo este o neclaritate totală. Fiindcă dacă se aplică într-adevăr executorilor silite, este o lege absolut perfectă ce ajută într-adevăr toți debitorii. Dar eu, cel puțin din prisma activității pe care o desfășor eu, executații mei silii, dacă pot să le spun așa, sunt nemulțumiți și vor fi nemulțumiți fiindcă ei își vor pierde casa dacă nu fac niciun fel de mișcare pe instanța de judecată și mai mult de atât vor rămâne în continuare cu datoria respectivă. De asta trebuie reglementată. Bun, deci oameni buni, deocamdată, ca să nu stați așa pe lauri, deocamdată nu s-a întâmplat nimic, deocamdată trebuie să acționați rapid și am nenumărate cazuri de oameni chiar importanți în țara asta care n-au știut ce trebuie să facă până nu s-au întâlnit cu mine sau cu avocații noștri care le-au dat soluții. De ce? Pentru că te găsești în fața unei fatalități. Spui, dom'le, nu mai am ce face, gata. Și atunci omul nu-și caută mijloace de apărare. Deci deocamdată legea asta nu a fost promulgată, deci n-are valoare. Promulgată este proastă, nu este suficient de clară, deci nu vă bazați nici pe asta. Poate după ce va fi completată, deci trimisă de președinte înapoi în Parlament pentru
completări, poate să iasă o lege mai bună. Eu o să-i rog pe avocații noștri să vină cu câteva prevederi pe care să le putem da gratuit parlamentarilor în dezbatere, pentru că noi așa trebuie să ne gândim la cei 11 milioane de români, fiindcă ăștia plătesc taxele, oameni buni. Din păcate, băncile din România, nu toate, dar majoritatea, plătesc taxele puțin în România, pentru că exportă foarte mulți bani în străinătate prin contracte de management, de consultanță, de căsuțe poștale și așa mai departe. Deci eu de-aia militez pentru cei 11 milioane de români în cazul ăsta, fiindcă ăștia plătesc taxe și impozite în România. Ați deschis subiectul și e extrem de sensibil. Că ați spus de BNR, că BNR ar trebui să cunoască ce credite, pe cât s-au vândut și așa mai departe. Asta știți că nu există în momentul de față prevedere legală prin care BNR trebuie să fie încunoștințat de creditele ce sunt exportate în afara țării. Și slavă Domnului că una dintre cele mai mari bănci din România și-a exportat în proporție de 90% creditele din România, iar ANPC, ce a câștigat procesul și cred că știți la ce bancă mă refer acum, au spus că au câștigat acel proces, este un proces erga omnes, ce se va aplica tuturor contractelor, dar banca respectivă ce a exportat creditele în afara țării, practic din acel moment nu mai este creditor. Cine e banca? Putem să o spunem? Păi sigur, e vorba de OTP, e o informație publică, se cunoaște. Da. ANPC a câștigat un proces împotriva OTP Bank România, dar OTP Bank România, până să dea în judecată ANPC, această mare bancă din România, și-a exportat toate creditele în afara țării, în Ungaria, în Olanda și așa mai departe. Deci avem o hotărâre judecătorească, erga omnes, ce se aplică împotriva băncii din România. Dar BNR-ul pe unde era? Dormeam păpușoi. BNR-ul nu a fost încunoștințat, fiindcă nu aveau obligația băncile să încunoștințeze BNR. Dar BNR-ul nu trebuie să-și bage chestia asta în lege, în legislație? Trebuia activitatea aceea prudențială să includă raportarea... Bun, să ne dea BNR-ul banii oamenilor. A fost chemat în judecată alături de foarte mulți. De final, vă rog. Și de final, haideți să vă spun așa, legea aceasta încă o rațiune. Eu m-am întâlnit cu foarte multe persoane din diferite grupuri și, cum să spun, și-au arătat... Oamenii sunt foarte speriați și grupurile de interes, grupurile de afaceri sunt foarte speriați de această lege, pentru că în cazul în care se va aplica, va fi acest lucru salvator, ce vom avea? Vom avea, să zicem, 5 milioane de locuințe goale și 5 milioane de oameni în stradă. Unu, o întrebare. Doi, ce se va întâmpla cu celelalte proprietăți care sunt pe piață și care nu sunt ipotecate și nu fac baza unui credit? Odată, ce se va întâmpla cu noile dezvoltări imobiliare care de-abia în ultimii, să spun, 7-8 ani de zile a început să existe un oarecare mic respiro, un puls de unde totul a fost stopat, construcții oprite, și din cauza aceasta vă spun că această lege, paralel cu rolul prudențial al BNR-ului de a se implica și a balansa această societate. Deci nu putem să ne gândim acum, da, bun, favorizăm, să zicem, 11 milioane de oameni. Și ei în ce vor trăi? Vor trăi într-o junglă unde 5 milioane sunt în stradă, avem 3-4 milioane de locuințe goale, unde omul ce va face? Pentru că acest lucru s-a întâmplat în Statele Unite. Omul a fost dat afară în stradă, în primul moment, a zis, domne, ok, vreți apartamentul, vreți casa, luați-o. A stat o lună de zile la prieteni, a mai stat încă o lună la nu mai știu eu ce rude, după care ce a făcut? S-a dus și a spart prin efracție casa pe care a deținut-o și a ocupat-o abuziv. Și nu vrem ca să creăm o situație legislativă care nu a fost bine evaluată de la început și nu s-au urmărit efectele. Ca să nu mai corect, bun exemplu, și vreau să închidem. Adică hai să ne gândim doar totuși. Spunând cu o chestie, ca să nu mai vorbim că banca ar putea, după ce zicem, îți propune să cumperi cu 17%, repet, numai retroactiv, ca să nu dăm drumul la abuzuri în viitor. Și tu spui, bă, nici 17% nu-i mai am, sunt șomer, da? Mi-a căzut o piatră în cap, nu mai pot munci. Dom'le, banca ar putea să facă ceva, dar spune, bă, dar tu cât poți să produci lunar? Corect. Păi poți să produc 175 de euro pentru chirie. Uite care e treaba, prietene. Dă-mi 175 de euro chirie și dacă tu au pus să-mi plătești 30 de ani chirie, casa e din nou a ta și a familiei tale. De aceea v-am spus... În străinătate sunt dezvoltatori imobiliari și în România, cu care am vorbit, care... Vând locuințe, să zicem, vând sub această formă, îți dau în chirie și după un anumit termen, 20 sau 15, în funcție de cât plătești chirie,
Da. Dacă ai plătit chirie anii ăștia, devine locuința ta. Dar nici corect? Nu este nevoie, mai poate fi o formulă? Nici nu este nevoie să ajungem acolo. Gândiți-vă, dacă se va face o lege în care se va evalua corect prețul de piață acestei case, acestei proprietăți, dacă se va lua în vedere venitul actual al acestor persoane care au fost împrumutate și ne vom gândi pe o perioadă de o anumită, nu știu, un an, doi ani, trei ani, cinci ani de zile, pentru o dobândă preferențială. Și statul se poate implica, adică BNR, de ce nu poate și BNR să subvenționeze pe o perioadă de un an, doi ani, trei ani de zile, corect, aceste credite neperformante? Bun, adică, haide să foarte ne implicăm, interesant, să e clar ajutăm. Că mai trebuie să facem emisiuni. Domnul Leng, eu să vă luăm pe telefon data viitoare, dacă sper sunteți la Miami, eu voi fi sau mai poate des aici. Veți fi din nou aici. Mulțumesc, domnul Cuculis. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vă întâlniți. Cum îl cheamă pe tânărul ăsta pe care l-am angajat acum 3 ani jumate la noi? Promite, cum îl cheamă, colegii? Cătălin Bădițoiu, nu? Promite, da. Hai, Cătălin Bădițoiu, să fiți iubiți.